Institutul Național de Sănătate Publică a făcut cunoscute miercuri pe 13 mai datele raportului săptămânal de supraveghere a situației COVID pe baza cifrelor transmise din teritoriu până la data de 10 mai. Conform informațiilor din raportul Institutului, în săptămâna 4-10 mai, 37,5% din totalul cazurilor s-au înregistrat în Neamț, Suceava, Bacău, București și Galați, iar 38% din totalul deceselor au fost înregistrate în Galați, Sibiu, Suceava, București și Mureș. Pe în ansamblu, județul Suceava rămâne pe primul loc cu 20,8% din totalul cazurilor confirmate și cu 17,4% din totalul deceselor cu covid 10 înregistrate, iar două județe, Suceava și Neamț, sunt înregistrate cu o incidență aparentă mai mare de 50% de mii de locuitori, însă, după cum reiese din raport, în evoluția cazurilor, județul Suceava nu mai este pe primul loc la cazuri noi și nici la decese COVID. Cu toate acestea, autoritățile centrale mențin încă măsurile de carantină. Alte analize arată că la nivel național, unul din șapte cazuri de infecție cu COVID a fost înregistrat la personal medical. Ca număr au fost infectate 2264 de cadre medicale, adică 14,6%. În ceea ce privește decesele COVID la nivel național, analiza realizată de INSP arată că 76,6% din decese au fost la persoane peste 60 de ani și 60,8% din decese au fost la bărbați. 89,3% dintre decedați aveau cel puțin o comorbidă pe primul loc la factorii de risc fiind afecțiunile cardiovasculare, pe locul al doilea diabetul urmat de afecțiunile neurologice, renale, pulmonare, obezitate, orneoplasm.